Doamne ajută, fraților, tabără de lucru la izvorul Mureșului, în inima țării, în județul Harghita, plai bogat al țării românești, în care au sărit frați din toate colțurile țării, de la Constanța, Tulcea, traversând toată țara, nu mai spun toate județele, continuăm cu Prahova, cu Făgărașul, cu Brașovul, cu Târgu Mureș, să mă ierte ca care am uitat județul, și ne-am adunat aici să rărim pădurea asta pe care maicile au plantat-o acum 20 de ani. Și ca să poată să crească un material de lemnos de calitate, trebuie să rărim și lemnul punem acolo la mănăstire ca să fie folosit. Frații roiesc albinuțele, sunt prin toate colțurile pădurii, prin toate cotloanele. Ia uite cum apar cu lemnișoarele în spate. Nu vă vine să credeți, nu vă vine să credeți ce duc frumos. Uite-le și pe fratele Gurița Anenii de la Tulcea. Ce duc frumos este în pădurea asta, în țara asta noastră, în care s-au strâns atâția români. Uite-le și pe Ștefan de la Neamț, să trăiești frate, că chiar de Neamț nu ziceam nimica. Care își duce și el lemnul la capăt, o altă echipă urcă la deal, pentru că deja aici s-a rărit, după cum vedeți. Copiii sunt și ei cu noi și aleargă prin pădure și văd cum sunt părinții lor și au niște repere. Fraților, ce să vă zic? Nu pot să vă zic ce simt, pentru că trebuie să simțiți ceea ce zic eu sau ceea ce simt eu. Ce poți să simți când vezi frații ăștia minunați? Doamne ajută, frate Gerald, tot de la Tulcea, să trăiască, care sunt împrăștiați aici în inima țării și se bucură nu pentru fapta în sine, ci pentru duhul pe care îl primim noi, pentru bucuria pe care o avem noi în urma faptei pe care o săvârșim. Pentru că e greu de înțeles cum poți să te bucuri când faci ceva pentru altcineva. Dar ca să poți să înțelegi bucuria asta, trebuie să o faci. Pentru că așa cum dacă gândești rău despre cineva, pe tine te rănești, așa și când faci o faptă bună cuiva, bucuria se întoarce la tine. Ștefan a și venit înapoi și a luat albuștean. Și pe fratele nostru Dinu, tata a 4 copii de la Brașov, să trăiască! Ce să zic, a început ziua cu ploaie. Prognozele erau că sunt 10-20 de mililitri de apă pe metru pătrat. Am sunat-o pe maica, venim, nu venim? Maică, nu știu, nu veniți, că vă plouă. Dar totuși ne-am gândit să venim. Am vorbit cu patronul unui magazin de materiale de construcții din Ploiești, magazinul Arsani, și el a zis, bă, vă dau eu 50 de pelerine de protecție, mergeți acolo și ajutați maicile astea românce care țin aprinsă flacăra românismului aici, în ținutul ăsta în care, din cauza trădării guvernanților, guvernul maghiar își pune din ce în ce mai mult gheara în gâtul românilor. Și aici, unde maicile noastre se nevoiesc, aici s-au strâns, nu știu că sunt frate, dar sunt peste 100 de români. Uite că am venit și în partea asta de sus să-i vedem. Au venit aici să dea o mână de ajutor măicuțelor și lor, în primul rând, sufletului lor, care prin bucuria pe care o oferim, noi ne bucurăm. Noi ne naripăm. Doamne, miluiește neamul nostru românesc!